vă rog să deschideți împreună cu mine la Faptele Apostolilor, capitolul 16. O să citim un text puțin mai lung, dar nu este greu pentru că practic avem trei istorisiri. Dar e important să avem proaspăt în minte contextul din textul pe care îl voi extinde și din care voi predica. Faptele Apostolilor, capitolul 16, o să citesc de la versetul 6 până la versetul 34. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au coborât la Troa. Noaptea Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia stătea în picioare și a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne! După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, că înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una dintre ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniță în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila. I-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui, că a crezut în Dumnezeu. Amin. O să vorbesc în dimineața asta și o să încerc să fiu mai scurt. Pentru că avem, după cum ați văzut, deja avem un program încărcat, avem și cina. Dar o să vorbesc în dimineața asta despre planul lui Dumnezeu în viețile noastre. Uitându-mă la acest text, citindu-l de mai multe ori, am încercat să înțeleg care este tema mare, care e ideea mare, care este, unde e tensiunea în tot textul ăsta. Și mi se pare mie că o temă majoră este planul lui Dumnezeu.
care este dincolo de planurile noastre, dincolo de istorisirile particulare, Dumnezeu se vede că are planul Lui. Ce este planul Lui? Ce înseamnă când spunem Dumnezeu are un plan? Ce înseamnă să ai un plan? Înseamnă să știi lucrurile dinainte, să știi cum se vor desfășura lucrurile, să ai lucrurile sub control. Când spune că Dumnezeu are un plan, asta spunem. Dumnezeu știe deja narațiunea, știe povestea, știe cum se vor întâmpla lucrurile, controlează toate evenimentele. Problema este că noi nu știm. Noi nu știm planul lui Dumnezeu. De cele mai multe ori, uneori ne dăm seama, uneori înțelegem, uneori Duhul Sfânt prin Scriptură ne luminează să înțelegem, dar de cele mai multe ori suntem confuzi, suntem speriați, suntem anxioși, suntem pierduți în fața viitorului. Oare chiar va interveni Dumnezeu? Oare chiar există un plan al Lui în viața mea? Astea sunt întrebări pe care poate, chiar dacă nu le punem, planează asupra noastră. Oare se gândește Dumnezeu la mine? Că înțeleg că are un plan cu toți, dar cu mine chiar are un plan? Despre lucrurile astea vreau să vorbim. Și vreau să intrăm direct în subiect. Și primul lucru pe care vreau să îl extrag din textul ăsta este următorul. Planul lui Dumnezeu este mult mai mare, mult mai cuprinzător decât putem vedea noi. El este, funcționează, există și când nu-L vedem noi. De ce spun asta din textul ăsta? Păi haideți să vedem. Pavel avea un plan. Nu, Pavel avea un plan împreună cu Barnaba, dacă vă aduceți aminte din capitolul 15. Voiau să se ducă să vadă, să viziteze bisericile din prima lor călătorie. Asta era planul lui Pavel. Bisericile plantate în Asia. Un plan bun, un plan sănătos, un plan important. Dar în versetele 6 și 10 aflăm că Dumnezeu are un alt plan cu Pavel, cu colaboratorii lui. Pavel voia să întărească frații, era un plan bun, planul lui Pavel. Dar Dumnezeu are un alt plan. Un plan ca Pavel să planteze noi biserici. În capitolul 16 avem geneza plantării bisericii din Filipii. Biserică căreia Pavel îi va scrie o scrisoare și să știți că este singura scrisoare dintre toate scrisorile lui Pavel în care Pavel nu aduce niciun fel de critică. Arată asta și maturizarea acelor și maturitatea acelor frați din Filipii. Dar în cazul ăsta, Dumnezeu are un plan și îl arată specific. Pavel cu Sila vor să se ducă, nu îi lasă, Duhul Sfânt se împotrivește, apoi Duhul lui Iisus, care, să înțelegem, tot la Duhul Sfânt se referă. Nu intru acum în detalii. Dar se împotrivește, apoi este o vedenie, este o călăuzire specifică. Și prima lecție pe care vreau să o observăm despre planul lui Dumnezeu este că atunci când Dumnezeu nu intervine în mod specific, noi nu ar trebui să stăm. Pavel nu spune, știți, eu nu am claritate, eu o să stau în Antiohia. Eu nu am claritate cu privire la ce trebuie să fac. El spune, n-am un mandat clar, cum a avut, de exemplu, pentru prima călătorie, când sunt puși deoparte de Duhul Sfânt, n-am un mandat clar, ce trebuie să fac? Trebuie să lucrez, trebuie să mă duc, să-i văd, să păstoresc, să văd ce fac. Uneori ne oprim din ceea ce este firesc, din mărturisirea noastră, pentru că vrem o călăuzire specifică, o călăuzire specială. Să știți că planul lui Dumnezeu este independent de ce înțelegem noi la un moment dat. Dar atunci când nu avem un îndemn clar, ar trebui să facem ceea ce e de bun simț să facem. Și ceea ce, cum spune în altă parte, cugetul luminat de Dumnezeu ne îndeamnă să facem. Dați-mi voi să vă dau câteva exemple. Dumnezeu vrea tot timpul să avem grijă de frații noștri. Nu ne trebuie un mandat specific să avem grijă de cei din grupurile noastre. Dumnezeu vrea tot timpul
să-L mărturisim la muncă, în casele noastre, acolo unde avem ocazia. Oare vrea Dumnezeu să-L mărturisesc? Da, tot timpul. Dumnezeu vrea tot timpul să arătăm bunătate. Tot timpul. Apropo de planul lui Dumnezeu, în urmă cu câteva săptămâni, cineva ne-a făcut cadou să mergem împreună cu ei în Egipt. Fusese pentru noi o oportunitate extraordinară. Mergem în Egipt și ne-am dus, ne-am împachetat cu tot, ne-am dus la aeroport, dar acolo cei de la check-in nu ne-au lăsat pentru că fetele nu aveau pașapoarte care să fie peste 6 luni valabilitate, aveau 4 luni. Și planul nostru era foarte clar, ce bucurie, mergem în Egipt. Dumnezeu a dat planul peste cap. Dar eu imediat am început să spiritualizez și să le spun fetelor, înțelegeți, Dumnezeu poate vrea ceva să facă cu inima noastră și e foarte bine. Și peste câteva zile vorbeam cu cineva și îi spuneam, da, dar Dumnezeu are un plan foarte clar, un plan specific pentru noi. Deja spiritualizam și nu spuneam lucruri greșite. În schimb, Ilinca era lângă mine și imediat a venit de față cu mai multe persoane și a spus, tati, dar de ce nu le spui când te-ai certat cu femeia de la check-in? Și asta s-a întâmplat într-o biserică. Povesteam unui grup mai mare. Și Dumnezeu atunci m-a învățat ceva despre inima mea, că imediat spiritualizez. Înțelegeți? Dumnezeu lucrează, Dumnezeu vrea tot timpul, să știți, să fim buni. Și atunci când planul meu a fost dat peste cap, ar fi trebuit să fiu bun cu femeia aia și să nu fiu nervos. Și Dumnezeu mi-a dat o lecție. Da, e un mandat, nu trebuia să fie specific, e un mandat să fim. Dumnezeu vrea să ne arătăm bunătate spontană față de situații cum sunt situațiile din Ucraina, cum e situația din Ucraina. Nu trebuie să avem un mandat specific. Apoi Dumnezeu lucrează la planul Său și fără ca noi să știm, fără ca să avem toate detaliile. Nu ar fi putut Dumnezeu să-i descopere, de exemplu, viziunea Lui cu privire la faptul că se va duce în Macedonia, pe când Pavel era în Antiohia? De ce nu i-a spus de la început? De ce nu i-a... Altfel ar fi fost poate pregătirile lui Pavel. De ce trebuie să-i descopere pe parcurs planul lui? Să știți că sunt întrebări la care nu avem tot timpul răspuns, cum nu avem răspuns legat de modul în care Duhul Sfânt i-a călăuzit. Nu știm ce înseamnă că le-a stat împotrivă. Nu știm cum le-a interzis concret. Știm doar că s-a întâmplat. Dar știți ce știm? Cu siguranță că Dumnezeu avea și își făcea planul, își îndeplinea planul Său. Atunci când ei mergeau pe mare sau pe uscat, rugându-se, încercând să înțeleagă, oare de ce nu ne-a lăsat Dumnezeu acolo? Dumnezeu își făcea planul. Planul Lui era ca Evanghelia să ajungă în Europa. Planul Lui era să se planteze o biserică în Filipii. Ăsta era planul lui Dumnezeu, fără ca Pavel să știe toate detaliile. E aici o lecție foarte prețioasă, să știți. Uneori avem pretenția ca Dumnezeu să ne dea raportul cu privire la planul Lui în viața noastră. Ne uităm de multe ori în viețile noastre care par pline. Nu-i așa? Uitați-vă acum. Avem servicii, avem copii, poate sunteți studenți, ocupați. În orice caz, viețile noastre sunt pline și avem tendința parcă să uităm sau să nu vedem foarte clar că Dumnezeu are un plan acum cu noi. Parcă ne uităm și spunem nimic nu mai pătrunde pe lângă tot ce fac eu. Ni se pare că munca noastră poate, știu eu, contabil, programator, om de afaceri, asistent social, asistent medical, ce vreți. Ne gândim, munca noastră e prea, ne ocupă foarte mult timp. Poate că e prea plicticos. Ne uităm în momentul în care suntem acum în viață și ni se pare poate improbabil ca Dumnezeu să lucreze, să aibă un plan. Iar în realitate să știți că Dumnezeu e la lucru. Planul Lui este mult mai cuprinzător și mai mare decât putem vedea noi acum.
Dar să știți că e o condiție. Tot timpul e la lucru. Dacă stăm în ascultare de El, asta este o premiză a credinciosului. Să știți că Pavel nu știa când am plecat din Antiohia că va ajunge în Europa, dar Dumnezeu știa foarte bine. Dumnezeu țese și lucrează de cele mai multe ori destinul nostru și nu vedem pentru că suntem mult prea băgați în evenimente. Dumnezeu nu i-a ridicat vălul lui Pavel asupra viitorului, decât așa, cu o zi înainte, poate cu două zile înainte. Poate pentru că tocmai voia să-l aducă pe Pavel într-o dependență de el. Tocmai de-aia Pavel spune mai târziu în Fapte, numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate, că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Nu ne arată tot timpul Dumnezeu planul Lui. Dar cred că Dumnezeu are un plan. Acum, cu viața mea? Asta e o întrebare pe care aș vrea să ne-o punem. Sunt momente în care am impresia că da, Dumnezeu m-a mântuit, dar acum parcă m-a lăsat să merg așa cu valul. Sunt eu preocupat să înțeleg planul Lui. Sunt eu preocupat să lărgesc împărăția Lui Dumnezeu, chiar dacă nu am un mandat special. Înțeleg că e planul lui Dumnezeu să fie lărgită împărăția Lui. E un adevăr care poate nu tot timpul ne place. E că planul lui Dumnezeu e bun, înțelept, dar se desfășoară și fără să știm noi fiecare detaliu. Iosif, să știți, a înțeles asta la finalul vieții lui. La finalul vieții lui, în Geneza, capitolul 50, vorbește cu frații lui și Iosif le spune: voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, ăsta a fost planul vostru. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Dar Iosif spune lucrul ăsta la finalul vieții, se uită retrospectiv și vede Dumnezeu a avut un plan în viața mea. Dar poate când era în fântână sau poate când era aruncat în temniță de către Potifar, poate că și el se întreba: Doamne, unde este împlinirea planului Tău? Dumnezeu avea și are un plan cu noi. Toate suferințele lui Iosif au căpătat un sens în lumina planului mare al lui Dumnezeu. Când l-a înțeles, e un plan. Ăsta trebuie să... e fundamental să înțelegem. Dumnezeu nu e absent. Dumnezeu nu se pierde. Nu uită. El are un plan. Acum, cu mine, cu tine, cu fiecare. Are un plan. Spunea un autor că noi înșine i-am cere lui Dumnezeu să ne treacă prin anumite clipe și momente din viață care ne-au produs chiar suferință, dacă am avea perspectiva lui Dumnezeu asupra vieților noastre și a modului în care acele evenimente au lucrat caracter și apropiere de Hristos și asemănare cu Hristos. Spune autorul ăsta, noi parcă i-am cere, acum nu vrem. Pavel a ajuns să aibă încredere în planul lui Dumnezeu. Când ajungea în greutăți, știa că Dumnezeu este la lucru într-o formă sau alta. Suntem noi încurajați de perspectiva asta că Dumnezeu are un plan? Uitați ce spune Ieremia 29:11, un text pe care cred că îl știu și copiii. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Și în engleză, planurile, mi se spune. Știu planurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Planuri, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Și Psalmul 33:11, sfaturile Domnului dăinuie pe vecie și planurile inimii Lui din neam în neam. Uitați în mod practic cum ar trebui să ne raportăm la planul lui Dumnezeu. Spune Iacov, ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce vă aduce ziua de mâine, că ce este ziua voastră, viața voastră. Nu sunteți decât un abur care se arată puțintel și apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru. Noi nu știm planul lui Dumnezeu, dar avem, dacă vreți, o supapă. Dacă va vrea Domnul,
Pentru că eu îl cunosc pe Dumnezeu. Știu că sunt aici persoane care se frământă acum, în acest moment, cu întrebări despre planul lui Dumnezeu cu privire la viața lor. Cu decizii pe care trebuie să le ia. Oare care e planul lui Dumnezeu cu mine aici, în singurătatea mea? De ce mă ține Domnul singur? De ce mă ține în familia asta? De ce mă ține în firma asta? De ce sunt aici? De ce nu primesc un răspuns? Adu-ți aminte că planul lui Dumnezeu e chiar acum în desfășurare, chiar dacă nu-l vedem. Pavel nu a știut. Nu a înțeles tot planul. Dar era în desfășurare. Dacă va vrea Domnul. Încrederea în planul lui Dumnezeu, să știți, l-a făcut pe Luther, la un moment dat, să spună, chiar dacă aș ști că mâine lumea se va face bucăți, eu astăzi tot îmi voi planta mărul. Da, de ce? Pentru că am încredere. Am încredere că chiar dacă eu nu controlez toate lucrurile, e cineva care controlează lumea, nu se năruie, Dumnezeu ține totul. Ăsta este primul lucru pe care am vrut să vi-l spun. Planul lui Dumnezeu este mult mai mare. Dar al doilea lucru, știți care este? Că planul lui Dumnezeu e mult mai adânc. Da, e mare, dar în același timp, planul lui Dumnezeu nu privește doar lucrurile macro, numere, biserici. Planul lui Dumnezeu mă privește pe mine. Dumnezeu e interesat de mine, de individ, de fiecare persoană în parte. Da, Dumnezeu vrea să planteze biserici în Europa, dar cum începe? Prin două persoane. Se întâlnește cu două persoane. Zic două persoane pentru că, doar ca o mică paranteză, mie nu mi se pare că roaba din care Pavel scoate un drac este neapărat o convertită. Poate fi, poate nu fi, mie nu mi se pare că în text avem suficiente motive să credem asta, dar cel puțin despre două persoane știm sigur. Convertirea Lidiei și a temnicerului, cum se apropie Dumnezeu de ei, cum se apropie Dumnezeu de a evangeliza Europa, atingându-se de o persoană, de persoane. Ăsta este planul lui Dumnezeu. Care e motivul pentru care Dumnezeu l-a oprit pe Pavel să meargă, să viziteze bisericile din Asia? Este să se întâlnească. Lidia, ni se spune că era o căutătoare. Probabil că Lidia se ruga. Și Dumnezeu răspunde Lidiei. Ce știm despre Lidia? Știm că era o femeie înstărită din faptul că vindea o vopsea, o purpură foarte scumpă. Unii spun că cel mai probabil era o fostă sclavă care a devenit liberă, dar ea era temătoare de Dumnezeu. Ea venea și asculta. Dar atenție, chiar dacă era temătoare de Dumnezeu, chiar dacă venea acolo și asculta, nu era suficient. Trebuia ca Dumnezeu să trimită pe cineva care să spună Evanghelia clar și apoi să-i deschidă inima ca să priceapă, nu mintea. În altă parte ni se spune că Iisus le-a deschis mintea. Aici, interesant, i-a deschis inima ca ea să priceapă. Nu e suficient să pricepem cu mintea, trebuie să pricepem cu inima. Dar Dumnezeu se apropie atât de delicat de ea. Dumnezeu pune în mișcare un întreg mecanism de evenimente ca Pavel să ajungă acolo, la un râu. Dumnezeu se gândește la o persoană. Nu este doar planul lui, nu e doar macro. Planul lui este și foarte individual. E așa o încurajare pentru mine. Dumnezeu se gândește la mine, la problemele mele, la prăbușirile mele, la falimentele mele. David Gooding, comentând textul ăsta, spune: când este vorba despre mântuire, Dumnezeu nu gândește în termeni de continente și mase de oameni. El e interesat de oameni ca indivizi. El îi cunoaște pe fiecare în parte, le cunoaște inima, aspirațiile, dorințele, el le cunoaște munca, afacerile, familia, drumurile. El știe exact unde se duc, ce gândesc. El îi cunoaște pe cei care îl caută și le răsplătește căutarea. Putem fi tentați uneori să gândim: o, Dumnezeu se gândește la lucrurile mari, e ocupat Dumnezeu cu lucrurile mari. Așa frumos că
că Dumnezeu se gândește la noi. Pavel spune la un moment dat, fraților, uitați-vă la voi, care ați fost chemați printre voi, nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte, a ales lucrurile slabe ale lumii. Dumnezeu se uită la astfel de oameni. Uitați-vă la Iisus. Iisus s-a apropiat de marginali. Dumnezeu se gândește, înțelegeți, nu gândește numai macro, gândește și foarte adânc. Ăsta e planul lui Dumnezeu. Lidia era o căutătoare, dar temnicerul, cel puțin la o primă vedere, nu pare un căutător. Sigur că toată lumea caută ceva, dar din text nu pare că acest temnicer să caute. Dumnezeu răspunde celor care caută, cum e și famenul etiopian, cum este Lidia, dar Dumnezeu vine și îi caută pe oameni cum e acest temnicer, care era un soldat, cel mai probabil, un fost soldat care a primit această închisoare să o administreze și foarte probabil că era crud. I-a luat pe Pavel și pe Sila și i-a aruncat în cea mai adâncă zonă a închisorii și le-a pus picioarele în butuci. Pare exces de zel. Și să știți că aia e tortură. Butucii nu erau așa cum poate ne imaginăm, erau puși la o mare distanță și când erau puse picioarele, mușchii stăteau în încordare. Era tortură. Omul ăsta era un om destul de crud, foarte crud. Dumnezeu vine și îl caută pe el. Și vă rog, observați cum se apropie Dumnezeu de Lidia. Vine și se apropie prin rațiune. Ea asculta, avea nevoie. Dar de acest temnicer se apropie cu putere, printr-o minune. Planul lui Dumnezeu, să știți, nu e doar unul care privește proiectele mari. Planul lui Dumnezeu, în primul rând, este ca oamenii să fie mântuiți, ca Evanghelia să fie răspândită. Uitați ce spune Dumnezeu pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Asta e planul lui Dumnezeu. Învățăm ceva despre inima lui Dumnezeu aici. E interesat de oameni ca acest temnicer. El vine și caută ce era pierdut. Planul lui Dumnezeu are tot timpul în vedere răspândirea Evangheliei. Și știți de ce spun asta? Mai e o imagine aici. De ce face Dumnezeu minunea asta, cu tremurul ăsta? De ce nu face să fie acest cutremur ceva mai devreme? De ce vine această minune în momentul ăla? Noi am putea să spunem, sau poate Pavel ar fi putut să spună, uite, am fost eliberați, Dumnezeu a făcut o minune pentru noi, haide să fugim, haide să plecăm. Nu. Pavel a înțeles foarte clar planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu era ca temnicerul să fie mântuit. Minunea nu era dată pentru Pavel și Sila. Minunea era dată ca să fie folosită ca un argument, ca o oportunitate pentru evangelizare. De multe ori Dumnezeu face minuni în viețile noastre și credem că sunt doar pentru noi. Minunile din viețile noastre sunt semne pentru alții, ca să se vadă gloria, slava lui Dumnezeu și oportunități de a spune Evanghelia. Asta face Pavel. Cum este o minune, spune, asta este momentul meu să spun Evanghelia. Planul lui Dumnezeu este mult mai mare, planul lui Dumnezeu este mult mai adânc, se gândește la persoane, la indivizi. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun este că planul lui Dumnezeu are tot timpul în vedere apropierea noastră de El, a creștinilor. Uitați ce spune Pavel tesalonicenilor, voia lui Dumnezeu, adică planul lui Dumnezeu, știți care e? E sfințirea voastră. Ce înseamnă sfințire? Înseamnă este să fiți și voi în același loc cu Dumnezeu, adică să fiți lângă Dumnezeu, să vă asemănați cu Dumnezeu, să fiți puși deoparte. Asta înseamnă, planul lui Dumnezeu e să creșteți în sfințenie. De ce nu a intervenit Dumnezeu miraculos înainte ca Pavel și Sila să fi fost bătuți? De ce nu a intervenit când erau interogați?
De ce nu a venit cu tremurul ceva mai devreme? De ce a lăsat Dumnezeu ca Pavel și Sila să fie bătuți, umiliți, torturați? Asta este o întrebare. Și știți, întrebarea asta ne punem și noi: Doamne, care e planul Tău cu mine acum? De ce lași confuzia asta sau suferința asta acum? Dacă Tu știi toate lucrurile, de ce nu intervii mai repede? De ce nu am un răspuns clar acum? De ce nu intervii Tu, Doamne? Punem întrebările astea, nu? Răspunsul la întrebările astea, știți unde cred că le avem? Chiar în scrisoarea pe care Pavel a scris-o acestei biserici din Filipi. Uitați ce spune Pavel. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pototul în Hristos care mă întărește. Pavel spune aici un lucru foarte important. Și vă rog, fiți atenți. Spune el, am învățat, m-am deprins, m-am disciplinat să trăiesc în acord cu planul lui Dumnezeu. Indiferent prin ce trec, m-am deprins, m-am disciplinat. Am crescut în maturizare, le spuneam tinerilor lunea trecută, nu există darul maturizării spirituale. Există darul discernământului, sigur, dar nu există darul maturizării spirituale. Nimeni nu se naște matur spiritual. Creștem în maturitate. Cum creștem? Deprinzându-ne, disciplinându-ne. Pe Pavel, succesul nu-l smintește. Sau nu-l aruncă dezastru, suferința, nu-l aruncă în disperare. Știți de ce? Pentru că are o claritate cu privire la planul lui Dumnezeu. Dar atenție! Această claritate nu e cu privire la faptul că știe toate lucrurile care se vor întâmpla din planul ăla, nu. Ci are încredere în caracterul lui Dumnezeu. Asta înseamnă maturizarea. Să avem, să creștem în încredere, că și atunci când nu vedem, noi știm că Dumnezeu e bun și El dă daruri bune copiilor Lui. Această disciplinare pe care o are Pavel l-a făcut să poată să cânte în momentul torturii. Să cânte! Cântări de laudă! De unde forța asta? Din această relație. În altă parte, Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 4, vine și spune, suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus și acum spune de ce. Care e planul? Cum înțelege el planul lui Dumnezeu? Pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Și apoi continuă, că și toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru. Pentru ca harul mare, căpătat prin mulți, să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. De aceea noi nu cădem de oboseală. Chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi toți, mai mulți, o greutate veșnică de slavă. Spune Pavel, înțelegeți de ce pot să cânt în suferință, în neclaritate? Pentru că eu și când nu înțeleg foarte clar, exact, specific planul lui Dumnezeu, eu înțeleg inima lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu și am încredere în El. Și știu că asta în final e bine pentru voi, spune el. Ca voi să ajungeți să-L slăviți pe Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu este apropierea noastră de El. Când Richard Wurmbrand a fost întrebat în America când a ajuns, totuși cum ai rezistat 14 ani în închisoare? Și a spus, uitându-mă acum în urmă, îmi dau seama că a fost luna mea de miere cu Hristos. Sigur că i-a fost greu, dar uitându-se a spus, Dumnezeu a avut un plan cu mine și planul Lui, chiar dacă nu l-am înțeles în fiecare detaliu, în final a fost asemănarea mea cu Hristos tot mai mult. Planul lui Dumnezeu e mult mai mare. Planul lui Dumnezeu e adânc. Dar mai presus de orice, să știți, planul lui Dumnezeu este ca noi să ne apropiem de El, să creștem în apropiere de El. Planul lui Dumnezeu are în vedere transformarea noastră a tuturor. Uitați-vă la Lidia.
Lidia este o căutătoare, dar se transformă chiar în textul nostru într-un colaborator. Le spune, nu, nu, vreau să veniți, veniți și locuiți și stați în casa mea. E un colaborator. Probabil că ei stăteau la un han. Nu era tare plăcut să stai la han în perioada aia. Veniți, stați la mine. Devine un colaborator. Uitați-vă la temnicer care este crud și care este, e gata să se sinucidă pentru că a dezamăgit sau pentru că poate e frică. Deodată este transformat într-un om plin de bucurie că a crezut și gata să slujească. Sunt convins că și Pavel și Sila sunt binecuvântați prin faptul că au avut această experiență. Planul lui Dumnezeu prin tot ceea ce trecem este să creștem în apropiere de El. Și aș vrea să fim încurajați azi, acum, că Dumnezeu nu e absent. Dacă e cineva aici și știe că nu este într-o relație cu Dumnezeu, cu Hristos, sau poate nici măcar nu știe ce crede, vreau să știi că planul lui Dumnezeu pentru tine este să auzi că mântuirea e doar prin Iisus Hristos și că oricine vine la El prin credință și pocăință e mântuit și te caută pe tine. Da, Dumnezeu are un plan mare, dar are un plan și cu tine. Vino acum la El. Dar dacă sunt persoane acum și sunt convins că sunt credincioase, dar care trec prin perioade de confuzie, de neclaritate și ne întrebăm, Doamne, oare unde ești Tu acum? Cum e planul Tău pentru mine? Să înțelegem că planul Lui, și când nu vedem, este și îl va face, îl va desăvârși, este ca noi să ne apropiem mai mult de El. Miza lui Dumnezeu în viața noastră e maturitatea noastră. Miza lui Dumnezeu în viața noastră nu este fericirea, cum o înțelegem noi, plăcerea tot timpul. Miza lui Dumnezeu în viața noastră este ca inima noastră să-L dorească mai mult pe Hristos. Să ajungem să-I cântăm în momente de greutate. În momente în care suntem călcați pe nervi, să putem să ne abținem. Asta este miza lui Dumnezeu. Și la un moment dat să spunem și să-I cântăm și să-I spunem, cum spune Pavel, sunt încredințat că Cel care a început în noi, în mine, această lucrare o va isprăvi. Vreau să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul de har. O să-l chem și pe Laurențiu să vină, pentru că ne apropiem de cină. Înainte de asta aș vrea să avem un moment de rugăciune. Doamne, așa cum stăm. Doamne, de multe ori nu vedem, nu înțelegem, nu simțim că Tu ești la lucru. Am înțeles acum că Tu ești și că nu vedem. Mă rog, Doamne, să ne crești această încredere în Tine. Mă rog să ne crești în maturitate, Doamne. Mă rog, Doamne, să crești Biserica Bunavestire și toți credincioșii în dorința de a Te cunoaște pe Tine, ca să putem să înțelegem și în momentele de suferință că Tu ai un plan și că Tu îl duci la desăvârșire. Îți mulțumim atât de mult, Doamne. Și acum când ne apropiem de sângele și de trupul Tău prin cină, Doamne, ne apropiem și de harul Tău. Și mă rog, Doamne, să-Ți reverși bunătatea și harul Tău peste noi. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin.